Am plantat cartofii și am acoperit cu compost. După care îi voi acoperi cu pământ. A venit în sfârșit primăvara, a început să se încălzească afară. Cartofii puși în pământ în urmă cu 2 săptămâni au început să încolțească, au început să le iasă lăstarii, să iasă lăstarii din pământ. Și astăzi vreau să pun iarba pe care am cosit-o din curte, vreau să o pun pe rânduri pentru a crea un strat de mulci, un strat de protecție care va menține umiditatea în sol și va împiedica buruienile să crească. Mergem afară și începem procedeul. Iarbă proaspăt cosită. Iarba aceasta o voi pune între straturile de cartofi. Prin acest procedeu de mulcire cu iarbă proaspăt cosită, se înnăbușe buruienile care au început să răsară și cartofii se vor dezvolta mult mai bine, pentru că se elimine astfel concurența buruienului. Iarba aceasta verde, proaspăt cosită, se va descompune și va constitui și îngrășământ pentru cartofi. Am finalizat operațiunea de mulcire a rândurilor dintre a spațiilor dintre rândurilor de rândurile de cartofi.
6 iunie au înflorit cartofii. Iulie, am scos 3 cuiburi de cartofi. Producția este
mulțumitoare. Am început să scot cartofii. Suntem în data de 22 iulie. Lipsa precipitațiilor a afectat într-un mod foarte serios producția de cartofi, care se știe este iubitoare de apă. După cum se vede, procesul de împuiere, de multiplicare, a fost bun. Sunt în jur de 10 cartofi la cuib. Dar lipsa apei i-a oprit din dezvoltare. Astfel că dimensiunea lor medie este destul de mică, de dimensiunea apropiată unui ou de găină. În mod normal ar fi trebuit să fie cel puțin dintr-o dimensiune dublă ca mărime. Dar asta este. Anul acesta este un an secetos și lipsa apei se vede în mod direct asupra producției de cartofi. Îi voi scoate pe toți și voi vedea la final care este cantitatea produsă. Am scos o parte din cartofi. Producția este slabă. Lipsa apei și-a spus cuvântul. Mărimea cartofilor este mică. Sunt cartofi mici, cu greutate de 30 de grame. Sunt cartofi cu dimensiune și greutate de 80 de grame. Dar sunt și cartofi cu dimensiunea normală, de 160 de grame. Aceasta este greutatea la care ar fi trebuit să se dezvolte toți cartofii. Dacă s-ar fi dezvoltat la dimensiunea normală, producția ar fi fost mulțumitoare. Deci 150-160 de grame ar trebui să fie dimensiunea normală a unui cartof. Chiar 170. Dar să rămânem pe 150 de grame. Din moment ce marea majoritate sunt la 50 de grame, deci asta înseamnă o pierdere de producție de 70%. Concluzia. Lipsa apei afectează grav producția de cartofi. Este nevoie de un sistem de irigații pentru ca această cultură să se poată dezvolta în mod normal. Fără apă, cartofii suferă și productivitatea este foarte slabă. Am scos cartofii de pe două rânduri. Lujerii, vrejurile de cartofi, rezultați împreună cu burianul, le-am strâns și le-am pus în grămada de compostare. Vor rămâne aici până la primăvară. Își vor diminua foarte mult din volum, se vor descompune și vor constitui un excelent îngrășământ pentru seria de legume de anul viitor. Nu irosiți burienile, puneți-le la compostat, pentru că sunt o resursă foarte importantă.